Vești bune pentru români. Comitetul Național pentru Situații de Urgență pregătește ridicarea restricțiilor aplicate pe teritoriul României. Ca urmare a schimbărilor, certificatului verde va mai fi util, în special în străinătate. Se estimează că România ar putea atinge vârful valului 5 al pandemiei între 10 și 15 februarie, după care numărul cazurilor de COVID-19 ar trebui să înceapă să scadă. În acest caz, Comitetul Național pentru Situații de Urgență pregătește ridicarea restricțiilor aplicate pe teritoriul României. De asemenea, ar putea fi eliminată inclusiv starea de alertă. Să nu mai purtăm măștile astea, că asta e cea mai... V-ați săturat de restricții. Eu zic că da, deși că nu, eu de cam port și iau pentru că mi-e frică de amienzi, dar amienzi și iar nu-mi convine, știi să mă... Dar așa o port, m-aș fi învățat un pic cu ea, o leg după gâta, eu dau ea. Începând cu data de 1 februarie, certificatul verde a expirat pentru o parte dintre românii care nu au făcut și doza booster. Este vorba despre certificatele verzi emise până în luna mai 2021. Asta pentru că la nivelul Uniunii Europene s-a decis ca documentul să fie valabil doar 270 de zile, adică 9 luni de la vaccinarea cu schema completă. M-am săturat de restricții. M-am săturat și de javra asta, de câțu, domnule. Spune că pe timpul lui a fost cea mai mare creștere. Pe unde ordinarul lumii aș să vorbească așa ceva? Așa ceva n-am văzut de când mi-s eu. Numai javreau. N-au un om. O să ajungă PNL-ul ăsta cum a ajuns țărăniștii, să ducă la râpă de tot, să dea Dumnezeu să mă audă. Acu le năcaz pe PSD-și că mai dă, o, și ăștia or fi cum or fi, dar măcar cât de cât dau ceva. Chiar ne bucurăm, chiar mă bucur să le ridice. Până la urmă au fost puse, știu eu, fără prea mari rezultate. Pentru că boala și-a văzut de mersul în continuare. Și cu restricții și fără restricții, tot la fel. Pentru cei care au certificat COVID-19, se simplifică procedura de intrare în România. Cei care nu sunt vaccinați vor sta doar 5 zile în carantină în loc de 7 zile ca până acum. Totodată se elimină semaforul pandemic, adică țările nu vor mai fi catalogate în funcție de culori roșu, galben și verde.